Sod de Minecraft. Se pare că avem vreme destul de urâțică. Vreau să vă prezint ce am construit eu off-camera. Hai le sărăm. Asta mi-a durat vreo 3 ore, cred. Deci uitați. Când vii pe aici, aia. Mi-a durat o tonă să fac platforma, să o nivelez. Și ăsta micu a venit după mine. Dar văd că a crescut, s-a maturizat. Ce-ai făcut, fată? Fetiță. Nu știu dacă e fată sau băiat, că aveam și... Voi auziți? E ca un... Elicopter, în fine. Uitați, aici puteți să vă puneți enchanturi. Aveți multe cărți. Eu am Infinity în mână, dar nu știu cum să mi-l pun. Asta e ideea, nu știu cum să-mi pun. Ăsta nu pot să-l enchantez. Am enchantat deja. Am două arguri, una cu putere și una cu unbreaking. Ia pe la cu putere. Și uitați cât de mare e platforma asta. Deci, pe urmă, am decis să o fac am până aici. Uitați, vezi cât de frumoasă e? Bun, aici o să vă arăt întâi că am făcut un nou centru de adopție pentru pisicoase. Ca să aterizăm frumos. Așa, perfect. Uitați-vă, le arăt întâi din exterior. Ce căutați nebunelor aici? Căpiatelor. Vedeți cum arată? Haideți, pisicoaselor! Pisi. Aceea e la strandul public. Ieșiți pierderea voastră. Bravo. Bravo. Cine mai cuminți pisici? Cine sunt voi? Aici e lumea faturilor, atâta pot să zic. Am vrut să pun patru peste tot și uitați cât de multe pisicoase sunt aici. Sunt toate pe care le-am luat, dar am făcut pui exact când ne-am luat de acolo. Și știți unde era pisica aia de oval? Era la strandul public. Uitați, vezi, aici e. Uitați, vezi, aici e. Bună! Ia! Voi ce căutați aici? Voi când ați ajuns aici? Nu mă înțeleg. Vezi? Aici ai o mini piscinuță. Unde poți să te bălăcești. Uitați, vezi, vedem și aia. Vezi, aici este o surpriză pentru voi. Tu de cât ești aici? Unde a plecat? Ce aveți? Ignorați asta puțin. Mamă, să vedeți voi ce vă fac fetelor acum. De nu mai veniți voi după mine. Vă și pisicuțe aici, la pază. Am angajat pază mai nou. Uite, ai rămas? Gata, pază. Deci e frumos, vinți aici. Una aici. Am nevoie de una aici. Voluntară, tu ești. Că ai venit mai în față. Nu. Nu. Acum te fac pe tine. Nu-i apucat să-i sărut pe ăla? O, ba da, ai apucat. La revedere, Da Vinci! No, am închis deja. Nu pot să te refuz. Ești pe adăbuț. Tu vei fi pe soiul casei. Asta e casa YouTube. Studioul YouTube. Am făcut așa un wallpaper. De vezi aici e un mini calculator așa de... Da, nu cine știe ce. Jbang, te joci aici. Așa, jbang. Stai să am mâna liberă. Du-te, mă! Ia uite. Du-te să stai așa. Nu. Stai cum trebuie. Bun, aici ai calculatorul de live stream, unde ai foarte mult din asta și mâchire. Ai un pat și tot e din Lost Town. Du-te cât timp ești, mă!
Poate că dacă am un stand mult, mie mi-arată că nu mă vede. Cine vrea peștișor de nici gust? Ha, te-am prins! Stai aici. Doar ce drăguța! Voi veți pisicile de pază, voi patru, da? V-am angajat ca pisici de pază, să nu stați pe nimeni înăuntru, da? Bravo, ce pisicuțe cu minți! Ăsta l-am făcut doar de mișto, arată penibil, pe bune de nu. Așa că l-am închid așa. Să mai curgă apa. Lăsați-mă apă, ce aveți? Doamne! Gata. Trebuie să izolez puțin zona. Gata. Trebuie neapărat să închidem apa acum, că dacă nu o să explodeze și scurca apă peste tot. Așa, așa, am și o întrebare când s-a făcut noapte. Tu? Gata. Rezolvat. Nu mai trebuie să mai curgă apa acum. Nu. Shut your mouth, apă. Mă, dar de unde mai curge? Pisici! Gata, nu trebuie să mai curgă acum deloc. Mă refer de, prin zic deloc, deloc! Du-te acum, du-te la treaba ta. Tu am treaba mea, tu ai treaba ta, așa și tot mai fericit. Dar de unde mai apa aici, pisici? Pisici? Sunt chiar pisici mari de data asta. Foarte, foarte mari. Rezolvat. O să acum o să curăț eu off camera. Gata, zici că nu s-a întâmplat absolut nimic. Și m-am gândit la ceva foarte și foarte șmeche. Bun, jbang, jbang. Nu va trebui pentru acest moment numai sticlă. Îmi fac o casă. Să nu zici că e mică, deci va fi imensă. Așa. Bine, nu va fi ca imensă, va fi cam tot atâta. Ia uitați ce drăguț. Vă placă. Și dacă vă place, știți ce aveți de făcut. Da? Aveți de apăsat butonașul de like și cel de subscribe. Pentru că dacă ați apăsat pe like, pe mine nu mă aștept cam cu nimic, să fiu sinceră. Deci știu că asta vă cam rănice în sentimentele, deși butonul de like nu mă prea ajută. De că îmi spune că vă place acest lucru. Și m-am intenționat să fac mai mult. Doar că dacă n-apăsați pe subscribe, bine, nu prea merge trebușoara dacă n-apăsați și voi pe subscribe.
Va fi ca un cub, sincer, casa asta, deși nu prea am casă. E cub, că nu e cub. Și cuburile sunt frumoase. În felul lor, ca să zic așa. Bine, nici nu vreau să fac asta. Jbang. A căzut ăla acolo, ce să-i facă? La revedere, domnule. Du-te în întuneric! Pleacă. Hai mă, vreau să-i dau trade! Gata. Ai prostii, papa. Se trebuie că ai prostii, la revedere. Du-te de aici. Nici măcar un lucru bun ai de cumpărat. Du-te! Ăsta tot vine după mine, în orice episod îl văd. Dă bune, de nu-l văd în orice episod. Orice episod trebuie să apară și ăsta. E episod de Minecraft, e episod de Roblox, nu știu, apare ăsta. Trebuie să-și facă el apariția, că moare dacă nu-și face el apariția pe episodul meu. Așa, du-te că mi-și liberă. Te-am eliberat eu, bine, nu te-am eliberat chiar eu. Dar se pun pe mine. Bun, haide să vedem. Așa. Love is just a history that they may prove and with your God. I'll tell you my religion to a fun. Just cause to kill the king of all the throne and bread before the storm. I'll dance with my hands on my head, like Jesus said, I'm gonna dance with my hands upon my head, and forget me, and forget that, because I won't cry for you, I won't crucify a thief, Bloody Mary. Wow, we are not up in my calendar to pick up. Așa. Acum cred că vă întrebați ce e asta? De ce doar din sticlă? E bine, o să vedeți. Deci e doar din sticlă și ce e? Da, așa. Își bang. Stai, ce? O fac eu. Ce fac? Nu știu ce fac. Așa. Așa. Și astea vor fi căile de intrare. Cum? Oare cum o fi asta căile de intrare? Oare hai să vedem. Întâi vom face asta. Perfect. Acum o să intrăm puțin în casă. Da, să intru în casă, mulțumesc. Vreau să spară puțin geamul ăsta. Sper că nu se supără zeii geamurilor. Să spargă asta. Și că le fac asta la geamul. Dar o să scurg apa așa prin cap. Dar nu fac. Asta e doar întâmplă în casa asta. Așa. Bang. Nu! Du-te de aici. Geamul la loc. A,
Așa, 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 așa. Așa, așa, așa. Bun, perfect. Ia uite cum se face. Ce urât se duce, urățenie. Așa. Vreau să verific în altă parte cum ar arăta. Uite, oare dacă pun apa așa? Așa merge. Acum deocamdată o să curgă pe aici, deoarece trebuie să acopăr aici. Bun, haide să continuăm. Mai avem ceva de lucru? Nu vezi, nu mai avem aproape nimic de lucru. S-a așternut aproape toată casa, ia uite-l. Ia uite-mă cum arată. Și uite, vezi? Gata. Casă, tadam. Frumos. Ce pot să zic? Haide să decorăm. O să ne trebuiască pat. Clar, bed, o să iau, book, shelf, bun, pentru că-ți potrivește, asta îi zic eu, de-aia am ales asta. Să ieși, uite, vezi, vine un zombie, vine un creeper, ieșire de urgență din casă. Bă, și mai am de făcut ceva, care chiar aș vrea să fac. În casa asta. Nu slau, în fine. Ce-ți dă varianta să le-ai îngăleți? Sunt drăguți. Ia uite-mă! Au murit, cred. Oh my god, ciudățenie, mă sperie, sunt ciudat! Du-te! Nu! N-am vrut asta! Dispari! Ok. Intră, nu te mai întoarce. Tu mori, urțenie, mă sperii, fac infarct cu tine. Doamne, ce m-am speriat, pe bune ce, ăla era gigant. Deci m-am speriat în ultimul hal. Bun, și mai am o idee de ceva, dar stai să intru în casă. Oh my god, ce ai mă nebunul, ești nebun. No, no, mi-e frică de ei, o să le șir, mi-e frică de ăsta. Dacă nimeresc, sunt ce mai tare. Dacă nimeresc, trebuie să dați like și subscribe. La nimet. La nimet! Glumesc, la nimet. Deci totuși trebuie să dați like și subscribe. Chiar dacă nu l-am nimet. Pentru că asta e regula vieții noastre. Uitați, nu știu dacă ați observat, nu știu dacă am filmat, dar cândva am fost într-o expediție și o să le pietă, l-am putut. E un sat foarte îndepărtat totuși de bază. Una însă am toate astea, foarte apropiate de el. Știi cât de departe e satul meu? Asta, imaginați-vă că nu există. Nici asta nu există, nici asta. Vezi? Deci durează ceva.
Au. Trebuie să setez astea. Gata, trage manetă. Și gata. Asta am încercat să pară a fi pisică, dar nu prea pare a fi pisică. Aici, acum vreau să fac așa ceva. Vă fac exact același lucru, doar că cu lavă. Lavă. Și pe, uitați, vezi, aici vreau să fac Maldiveul. Maldiveul meu. Maldiveul meu. Cazul ăsta de tren scrie Maldive acolo. Nu mai știu care zona e, dar eu zonă. Maldive. Bun. Vreau să fac același lucru. Doar că va distruge puțin din ocean, asta e. Uitați. Așa. Suntem una încă n-a reușit să se ducă până la mal. De parcă ar fi totuși greu. Poate în episodul ăsta... Nu, uite. Nu o să facem casa lavă în episodul ăsta. Azi facem Maldiveul. Maldive. Gata, m-am hotărât. Nu! Asta e. Astea le țin aici. Și sat îndepărtat. Acolo unde scrie sat îndepărtat, mă refeream la satul ăsta. O să scade urțin ăsta. De aici am luat mai bine de jumătate din pisicuțele alea de la centru de adopție. Pe care bine am luat azi. Dar cum le-am luat azi? Am luat acum o tonă de timp. Haideți să ne apucăm de Maldive! Aici vreau să fie Maldive. E frumos. Dar nu e chiar atât de departe, deși nu, vreau să fac puțin mai departe. Uitați, vezi, nu știu dacă ați văzut acolo scria templu distrus, la asta mă refeream. La fix la asta mă refeream. Multe oițe. Hai să mai găsim ceva. Dacă am ajuns în sat, înseamnă că e foarte bine. Ia uitați, perfecțiune, am ajuns exact unde trebuie. Nu, îl fac aici, m-am uitat, nu am găsit nicio altă. Ok. Vezi, e fix lângă templu distrus, adică două stații una lângă alta. Uitați, o să-mi trebuiască lemn, o să iau din ăsta de auc. Nu, o să iau sprus. Îmi vor trebui paie, oak, ne vreau să folosesc din asta, uși, stai să de care uși să iau, din astea. Și îmi trebuie din asta, hay bales. Gata. Sat îndepărtat, Maldive și cu din ăla. Deci uitați cum arată. Și aici găsesc chest-uri. Nici nu m-am uitat în chest. Wow! Oh my god. Astea le iau și le folosesc. Stați, mergem la un ender chest apropiat. Că vreau să le folosesc. Deci pe bune de nu vreau să le folosesc. Nu încetinește! Nu mai văd pe unde merg! Gata, am citit. Acum să stau bătare. Nu mă gândim în acest. Deci dacă mă nimeresc, voiam să zic, trebuie să dați like și subscribe. Deci sunt foarte, foarte bune astea. Deci pe bune de nu sunt excelent. Stați că avem din nou problema furică, furică, fără frică. Furică, rică, fără frică. Nu mai fi tu furfurică. Furfurică, rică, fără frică. Nu mai fi un furică. Furică, cică. Cică, furică. Cine crede? Cică, furică. Cică, furică, tu.
Iar dacă Maldivii e super, super aproape, n-am unde altundeva să fac. Hai să vedem. Mă duc la după cum, de mâine. Cam zi de la uși. La treaba ei, eu mă duc la treaba mea, toată lumea e fericită. Cât timp furii mai zgâri la ușă, toată lumea e mulțumită. Și aș mai face niște micuțe case. Care să aibă panul mai mult. Să continuăm. Deci cred că va trebui să fac puțin mai mare. Nu sunt chiar ca alea din sat. Sunt cam la fel de mari. Furi se învârte pe scaun. Aleluia, aleluia. Furi, de ce nu le cânti când de ce la abonați Crăciunul viitor? De ce nu îi sorcovești? Uite idee. Abonați-vă și dați subscribe ca să mă auziți cum cânt sorcova. Bravo, Furi, mi-ai găsit și mie o modalitate ca să pot să primești mai mulți abonați. Bravo! Aplauze pentru Furică și nimeni nu aplaudă. Nimeni din casă nu aplaudă pentru Furfurică, Rică. Nici nu trebuie să fie până în partea cealaltă, deși cam o să se ducă până în partea cealaltă. Ia uite, ai privilegi încolo. Da, uite, mă să mai caut pe acolo. Poate mai găsesc ceva. Altă apă mai bună. Nu stai până acum de frică. Ne, deja ne întâmplăm foarte tare. Asta e apă mozul. Oh my god, asta e a doua mlaștină. Curățenie! Eu nu mă duc pe aici. Nu. La limită. Ceva, eu mai scos o tonă de doar ce din asta. De ce nu fac asta așa acum? Nu trebuie să vadă abonații o privință de urâtă. Hai să facem puțin mai frumos. Aici cum arată. Și acum vreau să fac o mulțumire specială și o atențiune specială. Luca Ștefan Tudoran, care poate se uite la acest videoclip, să știi că nu-mi place cum vorbești cu mine în viața reală. Nu, 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 papagina, papagina, nu. Tu asta știi să zici. Alma, mă rândesc. Aș vrea să mulțumesc că te uiți la toate videoclipurile mele și că dai like. Și că ești o BFF-a foarte, foarte bună în viața reală. Vladimir Bichiș. Aș vrea să mulțumesc pentru că ești un fan de-al meu. Acum, le-am zis mulțumesc la cei care trebuia să le zic mulțumesc înapoi la episod. 1, 2, 3, 4, 5. Cam atâta trebuie să fie. Îmi mai trebuie puțină sticlă. Îmi mai trebuie și... Ce mai trebuie? Scaffolding.
Ele se numesc. Și mi se pare mai mult că a fost pe post de lift. Hai să vedem de câte blocuri am făcut. 2, 3, 4, 5. Să bine. Vă mă rog, tu nu-ți scrie sănătate acum. Ia, uitați, perfect, mână. Cam așa arată. Deși ne... N-a-a. De 5 blocuri trebuie înălțimea. Nu trebuie mai mult. Așa. Muche. Acum am spus cât mai puțin de asta, zburat. Așa că haide. De bine. Fără zburat tot episodul începând de acum. Deci fără zburat. Dar ca să nu am blocuri neinfinite, nu intru pe Survivor. Dar voi acum știți că n-am voie să zbor. No. Așa. Oh my god, aici va fi mult mai greu. Deci nu e greu. Bang, bang, bang. Alo. Ciu. Nu merge ca lumea. Jocule, previnuați. Prezentiște la realitate. Nu știu. Doar să fie mai bine. Aia trebuie să fie așa. Așa, așa. Ia uite, perfect. Așa, așa. Așa. Gata. Perfecțiune într-o chipată. Asta e o casă. Sau că decât așa va arăta. Sau că decât așa arată deocamdată. Dar totuși, asta e, asta pun și eu. Nu pun mai mult, se pare. Am nevoie acum de torțe. Torțe. Dacă vreți, putem face și o pizzerie, cum am făcut în vechea lume. Ne adăpostim, ne adăpost. Așa. Și așa. Așa. Asta e de chirie mică, deci credeți-mă, asta e de chirie mică, pizcanie. Chirie mică, ăsta nu plătește. Uși. Nu vine. Nu plătești. Tu nu plătești mult cine stă în casa asta, nu plătește. Ăsta e mai bogat, așa, mai bogătaș. Are ca așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloc. Așa. 4, 5, 6 bloc. Bun, perfect. Ăsta e casa asta, așa, popularitate. Mister Popularitate, așa cheamă pe asta. Ia uite-l. Ușile astea mari, două uși. Nu o ușă cum are ăsta. Ăsta gata, direct, mai live. Aia e de chirie mică, 100 pe noapte. Ăsta are și 3 pereți, nu ține fiecare etaj. 3 blocuri, nu ține fiecare etaj. Dar nu ne jucăm aici. Nu te joci. Deci nu te joci. Nu te joci, mă, cu casele astea. Știu că sunt așa puțin mai ne... Nu sunt așa bogate cum sunt în oraș. Dar mai zică totuși puțin așa. Lume frumoasă o să fie aici. Dar deocamdată nu e pentru că încă nu e construită Maldive. Încă nu e Maldive ca lumea. Ia uite el pe cum mai bine unde. Bogătașul. Așa-l cheamă, așa-l mai cheamă pe ăsta. 2, 3. Am zis că nu zbor. Nu e vina mea. Am uitat. Nu e vina mea, e vina capului meu. Care uită orice îi zici. De la mână până la gură. Așa uit eu. De la mână până la gură.
așa. Asta, vedeți voi ce mă chinu eu la asta, pentru că trebuie să fac așa ceva. Apoi așa ceva. Și apoi așa ceva. Nu știu. Ia uite, ăsta e bogătașul în Maldive. Astea sunt destul de urâte. Nu-mi plac. Mă, gata, mi-am gândit la stil nou. Stil nou! Toată lumea m-a auzit. Stil nou! Inventat de Adina Mulvan. Ok, haide să ne uităm. Următoarea casă. Astea știu că destul de urățele. Atâta pot și eu, nu pot mai mult. Uite, vezi măcar la ăsta în casă e lumină. Jos. La ăsta e cam întuneric. M-am gândit să fac case dintr-un singur loc. Asta e opinia mea personală acum. Cum e, îți faci noapte. 5-6. Așa. Gata, asta e de bogătaș, gata, viloancă. 1, 2, 3, 4, ca să știu cum mi se părea o fi 3 blocuri. 5, 6. Bun. Și asta este o vilă. Vilă, la propriu. Bine, gata, nu mai zbor. 1, 2, 3. Că deja vă spălat pe mine. Că zic ceva și fac altceva. Nu știu ce am să fac așa. Deci scrieți-mă, astea și cu asta, astea chirie mică, chirie mică. Scriu la fiecare în față prețul pe noapte. Asta e de 1 leu pe noapte, 10 lei pe noapte. Și asta e de 100 de lei pe noapte. Așa. Perfect. Să vedem dacă se deschid ca atare. Și-am căzut. Oricum nu mai intrau prea repede pe sus. O să-mi fac așa ca să mă pot urca când am treabă. Deocamdată nu e problemă de război. Nu ne război. Așa. Perfect. Ce pot să mor? Așa. Ei, am făcut o prostie, așa. Gata. Bang. Gata cu cazare, 10 lei pe noapte. Hai că asta e de 10 lei pe noapte dacă e. Asta e cea mai populară. E bucătașul. Opsi, bine. Nu vedeți nimic. Sunteți cu mâna la ochi. Prefăceți-vă că sunteți cu mâna la ochi. Da, sunteți cu mâna la ochi. Bun. Trebuie să scoatem ușor de voi. Să nu stricăm nimic. Nu zburăm, nu nimic. Nici nu avem de gând să zburăm. Bun. Oh my god, ce urățenie! Am făcut urățenie! De ce? Cum e mai înalt? Doamne, ce tot fac? Ce tot am? Uite, asta e perfect de înaltă. Nu știu ce am astăzi, dar nu pot să fac o casă ca lumea.
Nu, scaffolding, nu-nțeles. Nu! Nu vedeți nimic! Deci nu vedeți nimic, v-am zis, sunteți cu mâna la ochi. No, no, nicio șansă. Tot 3 blocuri rămân. Parcur! Oh my god! Nu pot crede că mi-a ieșit asta. Ba, am o idee ce fac. Am o idee ce fac. Pe, unde era? Bang! 1, 2, 3. Stop, puțin de pauză. Aia a fost. Replay challenge! Vreau ca undeva prin partea asta să fac și știți voi. Vreau să fac așa un loc unde se vin chestii, unde se vând chestii. Știți că există din astea mini supermarketuri din alea, așa pe roți. Nu știu cum se numesc. A făcut și alți youtuberi pe Minecraft și mi-a venit și mie acum în cap. Așa. 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 Urățenie! Na, 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 e urățenie! Urățenie, mi-a ieșit urât! Da, nu mă zicem că e urățenie. Zici că e turn de veche, pe bune. Vă să mai scot un etaj din ăla de lencă, pe bune, e urățenie asta. Sau cât de cât asta zic eu. Rezolvăm. Să știți că încă nu vedeți nimic pentru că zbor, am pierdut challenge-ul, am înțeles, gata. Pentru că uitați, vezi, dacă câștigam, putea să-mi dați și mie niște bănuți. Așa de buzunar. Să mă duc pe bune, Maldive, Maldive, să mă duc și eu cu mine. Atâta. E urățenie, n-am să zic. Asta e. Bun. Acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Pa!